tânără de 22 de ani a avut parte de un sfârșit tragic într-un accident produs pe drumul Național 5, chiar la ieșirea din Giurgiu. Alte patru persoane, printre care doi copii, unul de trei, celălalt de 8 ani, au fost rănite. Potrivit martorilor, iubitul femeii decedate, un tânăr de 21 de ani, din comuna Daia, județul Giurgiu, a pierdut controlul volanului și a intrat cu automobilul pe contrasens. Acolo a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care circula regulamentar, în care se aflau patru persoane. Mașina condusă de tânărul șofer s-a răsturnat, iar fata și băiatul au rămas încarcerați. Echipa de la descarcerare a reușit să-i scoată dintre fiarele mașinii, dar fata nu a mai putut fi salvată. Răniții au fost transportați la spital pentru îngrijiri medicale. Anchetatorii caută acum să stabilească toate detaliile privind producerea accidentului. Vinovatul va fi cercetat pentru omor din culpă și pentru vătămare corporală din culpă.